Vai să vă spun ce s-a întâmplat. Mânduța mea s-a supărat. Că nu te plac de pucăruța mea. Un Mercedes și altceva nu vrea. Nu mi te plac de pucăruța ta. Un Mercedes și altceva n-aș vrea. Vă mulțumim din tot sufletul. Pentru dumneavoastră, în această seară, s-au distrat, s-au simțit foarte bine. Aurica, artistă emeritată Republicii Moldova, Aurica Cordeneanu și Valeriu Cordeneanu. Asta, de fapt, trebuie să o spun eu, dar dacă ai spus-o tu... Scuze-mă, Aura, dar sunt deprins, repede, repede să vorbesc. Cam nu trebuia repede, dar trebuia repede. Nu, las că e bunul. Scuzați-mă. Gata? Îmi dai microfonul? Da. Na, vreau să-l dau pe Islam. Da. Haideți să aplaudăm pe Aurica și Valeriu Cordeneanu. Ei v-au distrat astăzi, așa e? Am văzut că o oră de vreme ați țopăit, nu știu cum ați rezistat, dar a fost foarte și foarte bine. Haideți, aplauze, aplauze, așa, așa, așa e. Mulțumim mult! Să știi că mi-a plăcut foarte mult ideea asta voastră de a face șlagările de altă dată în limba română. Ele au mers ca ceas. Asta oamenii îi doresc. Dacă ar dori? Am să spun un secret, Micu, s-apropo. Da, spune. Este cineva care a spus că categoric, nici nu vreau să aud, nici nu vreau să mă gândesc de așa ceva. Zic că să știi că eu știu zi. Plăcerea omului se placă asta. Da. Și uite, erai până la urmă... Aurica. Da, Aurica zice nu, categoric, nu. Dă-mi voie să spun și eu ceva. Pur și simplu era un cântec, a doilea, a treilea, a treilea, una și acela. Hai să ne oprim, alea, ceva mai lent. Nu, era vorba deci de un... Spune-mi, de 10 piese. 10 cântece, atunci poți să le mai înțelegi, alea, da? Da, da, da. 10. Că ni unul nu pe ei. Nu, dar vezi că acum și eu tendință în muzică. Foarte mulți revin la piesele de cândva și de repertoriu internațional și din cel național, de unde vreți. Deci ele sunt pe val, cover-urile astea chiar prind bine. Așa că... Ce e frumos, nu moare niciodată. Exact, exact. Bun, băieți, deci să știți că acum urmează altă parte a voastră. Voi mergeți acolo la acest panou, fiindcă acolo, cu siguranță, multă lume o să vrea să facă cu voi poze. Și voi nu o să fiți împotriva, așa-i? Dar vă rog așa, câte unul așa, nu-i chinuiți și nu-i năvăliți, exact. Noi mai departe dansăm, mulțumesc mult! Mersi mult, haideți, aplaudăm! Pe Aurica și Valeriu Cordeneanu. Și vreau să vă reamintesc încă o dată pentru cei care sunt pentru prima dată sau care sunt cumva întreagă și nu știu ce se întâmplă aici, lângă Căbuț. Vreau să amintesc de acum de un an și în fiecare sâmbătă și duminică de la orele 16 până la orele 20 avem un proiect social-cultural inițiat de Direcția Cultura a Municipiului Chișinău care se numește foarte așa semnificativ Dialog între generații. Dialog între interpreți și cei care vin, dialog între generațiile mai în vârstă și cele mai tinere. Și văd că aici dansează nu doar generația a treia, dar mă bucur foarte mult când văd dansând și pe cei tineri. E foarte frumos și bine se integrează. Vă reamintesc că azi avem caniculă, deci azi avem o vreme foarte torită, până la 39 de grade. Deci aveți grijă de voi. Bem apă cu măsură, nu dăm peste cap, fiindcă urmează imediat să avem probleme de tensiune. Și vă amintesc încă o dată, ca de obicei avem echipa de urgență medicală în spate. Dacă cineva se simte prost, vrea să-și măsoare tensiunea, poate să o facă. Și cei de la Direcția Asistență Socială, în caz de aveți careva întrebări. Dacă vă simțiți bine și nu vă supără nimic, atunci continuăm, dansăm, haideți! Dansez și stau de vorbă cu alte domnișoare. Dacă-mi ridic pocalul, privesc în ochii tăi cu visul dragostei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, tot ce-a fost n-are rost.
fără ei. Ochii tăi doi zboare în lumini strălucitoare. Ochii tăi pentru ei fac ce vrei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi. Tot ce-a fost n-are rost fără ei. Va veni o zi în care vor luci ca stele mare. Ochii tăi, din ai mei, ochii tăi. Asculta, plimbându-ne pe chei. Sper că o să-ți placă simpla aventură, care o să aprindă scântei în ochii tăi și focul dragostei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi. Tot ce-a fost n-are rost fără ei. În lumini strălucitoare. Ochii tăi pentru ei fac ce vrei. Ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi. Tot ce-a fost n-are rost fără ei. Va veni o zi în care vor luci ca stele mare. Ochii tăi, din ai mei, ochii tăi. Ce-a fost n-are rost fără ei. Ochii tăi doi zboare în lumini strălucitoare. Ochii tăi pentru ei fac ce vrei.